Dacă vrei, se poate, este replica președintelui PND. FNQ a precizat că orice se poate face dacă este voință, chiar și într-un mandat. De asemenea, el a precizat că își dorește să facă politici pentru a scoate țara din impas. Orice proiect de o asemenea amploare trebuie să aibă, deci care are o țintă serioasă, durează foarte mult. Însă scuza guvernanților până astăzi a fost aceea că n-am putut face într-un mandat. Eu cred că un proiect serios de țară, folosesc un proiect de țară cu destul de multă jenă, pentru că tot de multe proiecte de țară încât e cu totul demitizat. Eu cred că un proiect de genul ăsta trebuie să respecte și așteptarea cetățeanului. Care sunt mulți care probabil că au 90 de ani și se gândesc, bă, 10 ani și așa mai de Dumnezeu. Motiv pentru care aș vrea să văd și eu de ce m-am votat pe ăla. Și cred că într-o asemenea abordare, lucrurile trebuie să fie astfel prioritizate, ca anumite rezultate să se vadă destul de repede. Da? E cât se poate de clar că nu o să poți să faci o autostradă în 10 minute. Da? Dar poți să începi o autostradă importantă. Avem o mare problemă cu Renault, care tot amenință guvernul că pleacă și toate pozițiile guvernului francez sunt susținute cu teoria că pleacă Renault și noi cedăm într-un an și am dat apa nouă la Veolia și multe altele, da? Și toată discuția acolo este că nu avem o autostradă de la Pitești până la Râmnicu Vâlcea, până la Sibiu, da? Bun, aia era o fază. Dacă un guvern și-ar fi pus ambiția să o facă, în 2 ani de zile putea să o facă. Deci, ca să faci segmentul la autostradă, trebuie 2 ani de zile. O altă problemă cu autostrăzi este zona Ploiești-Brașov, da? Din nou foarte importantă, da? Studiile de fezabilitate spun că se poate face într-un an jumate dacă se lucrează pe tronsoară. Dacă discutăm de aeroporturi, da? Noi credem că trebuie construit aeroportul la Brașov, da? Trebuie operațional aeroportul de la Constanța. Credem că România are nevoie de 2-3 trenuri de mare viteză, infrastructura de care ferata România este la pământ. Da? Deci, probabil că din zona de infrastructură, anumite lucruri considerate prioritare pe care ți le asumi, da? Se pot face într-un termen de 2 ani de zile. În ceea ce privește schimbarea raportului între pensionari și salariați, probabil, în sensul creșterii numărului salariaților, probabil că în momentul în care lucrezi cu oameni serioși, care nu cedează nici șantajul, nici populismul, cred că într-un mandat s-ar putea crea 3-400.000 de locuri de muncă. Da? 3-400.000 de locuri de muncă, da? Adică să ajungi la un moment dat la un 300.000 de locuri de muncă pe mandat, înseamnă că ai putea undeva, în 3 legislaturi, să nu mai ai o problemă cu sistemul de asigurări sociale. În ceea ce este reforma sistemului sanitar, din nou trebuie să lucrezi pe etape. Pentru că nu o să ai bani ca să restaurezi și să modernizezi toate spitalele din România. Dar dacă ai o viziune și mergi pe ideea să faci un spital universitar regional, de care să fie, practic, tehnologia de materie medicală, da? Probabil, vedeți, la Iași, de exemplu, scandalul este imens pentru că toată lumea a promis că se face spitalul de urgență la Iași. A promis și USR-ul, a promis și PDL-ul. Toată lumea a promis. Nu l-a făcut niciunul, da? Au promis autostrada Iași-Târgu Mureș. Nu există măcar studiu de fezabilitate. Deci, dacă îți dorești, faci niște